Bună ziua! Bun venit la o nouă ediție a Dosarelor de Presă. Astăzi ar trebui să se numească, nu știu cum, dosare de viață, dosare filozofice de viață, întâmplări cu tâlc, nu știu cum ar trebui să se numească. Invitat îmi este un prieten, sunt un prieten de vreo 45 de ani, suntem prieteni, cu care am trăit o întâmplare majoră de presă și care a și fost în presă și care e regizor și care are legătură cu presă, are legătură cu... Bun. Se numește Octavian Brânzei. Bună ziua. Bine ne-am revăzut, bine ne-am găsit, Octav. Mă bucur, ești neschimbat, ești la fel de aerian, la fel de simpatic, la fel de jovial. Cum de s-a făcut de ne-am revăzut? Că altfel, ca orice prieten bătuți în cap, la o bere nu ne putem revedea și la depănat amintiri. Da, ne revedem când vrea Dumnezeu. Și bine că vrea. Am făcut o emisiune cu jurnalistul Cornel Nistorescu și am evocat un eveniment major de presă al anului 1990. Și sigur că au trecut 30 de ani, nu au trecut 30 de ani numai peste presă, au trecut 30 de ani și peste mințile și amintirile noastre. Și evocând acel moment, s-au strecurat niște erori, sigur, nu niște erori damnabile, jignitoare la adresa lui Octavian, ci niște erori. Și el m-a sunat. Bă, dar n-a fost așa. Bă, dar asta e un pic, noi vorbim la telefon, că ai fost. Ia vino mă să facem o emisiune. Mie mi-au fost foarte, foarte, foarte dragi părinții lui Octavian. Foarte dragi. Niște intelectuali subțiri, distinși, cu un comportament rafinat, rasat, care mă tratau pe mine un puțoi de 14-15 ani, mă tratau cu toată atenția, cu toată deferența. Mama ta, Dumnezeu să o odihnească, îmi punea supă în farfurie, iar tatăl tău e foarte elegant, îmi spunea ce să citesc și îmi spunea, mi-aduc aminte, și acum să nu ne mai pierdem vremea cu dadaiștii și cu urmuz și cu... să-i odihnească Dumnezeu pe amândoi. Da. Despre ce este vorba? Repede de tot. În 1990, Octav m-a căutat și eram la zigzag și mi-a spus Mirel, m-a contactat un ofițer SRI. Eu... Spune! Bun. Deci, în, erai la Express, nu la zigzag. Eram la Express, plecasem de la zigzag. Da, erai la Express. Eram la Express. Eu am venit la Express. Da, da. Hotărât să spun următorul lucru. Vreau reportofon și vreau fotograf să vedem ce vrea ăsta de la mine. Mă caută și am ofițerul ajuns acolo, care a fost ofițer de securitate. Nu, el fusese ofițer de obiectiv la IATC. Greșesc? Da, din ce am aflat eu, nu numai IATC, ci la cinematografie în general. Și la cinematografie în general. Da. Și nu era în momentul acela acolo, atunci am încercat să iau cu Nistorescu contact, doar că domnul Nistorescu era prins în altceva și ai venit tu, norocul meu. Nu contează, te-am povestit tot și... Și mi-ai povestit, domnule, șocul cel mare a fost următorul. Octav, presat și șantajat și arătându-i se pisica, era student la facultatea de regie, a fost șantajat atunci când i s-a smuls un angajament de informator, a fost șantajat cu faptul că nu are ce căuta în acea facultate pentru că părinții lui fuseseră amândoi condamnați politic. Și mama și tatăl fuseseră deținuți politici și nu deținuți politici așa la mișto, ci foarte chinuiți. Chiar prietenul meu Octav s-a născut, te-ai născut în condiții de domiciliu obligatoriu. Tata era în domiciliu obligatoriu și mama era cu el acolo în domiciliu obligatoriu. Domiciliu obligatoriu. Bun. Tu ai venit și, mă rog, am pus la cale, a ieșit un subiect de presă cutremurător, l-ai înregistrat, ai dat dovadă de un curaj, o stăpânire de sine extraordinară, se vedea că ai făcut IATC-ul, l-ai pârlit pe securistul ăla de n-a avut aer, l-ai făcut pe ăla să-ți spună, uite, avem nevoie de tine. Ți-a propus, dacă mi-aduc bine aminte, poate îmi joacă memoria. Ți-a propus inclusiv să-l spionezi pe tatăl tău, care, bineînțeles, era membru al Asociației Foștilor Deținuți Politici. Ne interesează ce discută ai acolo, ce aia, ce... Ăla, tâmpitul ăla s-a dat în fapt, într-un hal fără de hal. Noi am publicat articolul, am publicat înregistrarea, am publicat-o, drept urmare,
Virgil Măgureanu a fost nevoit să iasă la televizor, să recunoască. Bineînțeles că a aruncat toată găleata cu rahat pe ăla, a zis o acțiune pe cont propriu, nu la televizor. N-a înțeles noile comandamente. Da, l-am dat instituție. Afară. El a mințit, nu l-a dat afară. Aveam noi să aflăm, mi se pare că aveam să aflăm că a fost mutat la direcția consulară, ceea ce tot cu securisme se ocupa. Ei bine, în evocarea mea cu Cornel Nistorescu s-au strecurat niște imprecizii minore. Octav, cum te-au recrutat prietene? Deci povestea a fost în felul următor. Era în primăvara lui 1989 și a fost atunci o săptămână în care securitatea avea... Eu eram portar de noapte. Dar tu muncei, exact. Da, eram portar de noapte la facultate, pentru că facultatea nu exista decât la seral. Și imaginea și regia aveau numai secții de seral. Actoria era în jumătate-jumătate. Jumate seral, jumate la zi. Și în săptămâna aia au venit de trei ori de la securitate, noaptea, eu fiind portar de noapte. Și lăsau câte un om la poartă și ei plecau în institut. Într-o noapte au zis, tovarășii mari, dumneavoastră, rămâneți la poartă, noi mergem. Un maior la poartă. Ce sunt ăilați? Nu știu. A fost foarte ciudat. Da. Știi? Ce făceau prin institut? Nu știu. Cert este că a treia oară când au venit, m-au luat, au lăsat pe altul la poartă și m-au luat și m-au băgat la ASC și au început o anchetă. M-au întrebat de la Mia Baligan, m-au întrebat de la Mia Baligan, fica lui, Radu Baligan, da. Exact. M-au întrebat de un coleg care era student din Ungaria și care învăța la noi în România. M-au întrebat de unul care era la benzi și care mai târziu a fost unul dintre cei care a participat la declanșarea pieții universității. Deci m-a întrebat pe de mai multă lume. Pentru că eu în liceu aveam o foarte bună prietenă pe care o iubeam foarte mult, evreică, și care a plecat în Israel. S-a întors după un an să-și vadă părinții. Eu am luat-o de la aeroport, am dus-o acasă. M-am trezit cu securitatea la ușă să mă întrebe ce a scos fata din țară după ce ea a plecat. În sensul la fata era un copil de 15-16 ani, nu? Nu, fata era deja studentă. Era, era mai mare decât mine. Da, eu eram clasa 9, era clasa 11. Am înțeles, când a plecat. Când s-a întors? Nu, când am cunoscut. Da, când am plecat, da, era anul întâi la psihologie. Am înțeles. Și părinții văzând că o iau pe urmele lor și mă caută securitatea, au făcut consiliu de familie. Mama, tata, fratele mamei, care fusese 10 ani prizonier în Rusia și 6 ani făcuse închisoare politică aici, au făcut masă rotundă și m-au instruit cum trebuie să te comporți în momentul în care vine securitatea la tine. Da? Unul din lucrurile care mi le-a spus au fost următorul. Nu încerca să nu spui nimic, pentru că vor scoate de la tine ceea ce nici măcar nu-și imaginează că ai putea ști. Trebuie să le dai ceva. Și printre altele mi-au zis așa: domne, în momentul în care un om îți vorbește între patru ochi, n-ai voie să... Ești mormânt. Da. Ești mormânt. Dacă un om spune ceva în public, n-ai niciun fel de responsabilitate. Că e o prostie să cazi pentru tranca-fleanca. A spus-o în public și a asumat-o. Nu trebuie tu să-l acoperi, să fii... Drept pentru care, când au început să mă întrebe despre Lamia Beligan, am zis, nu știu nimic, e în altă clasă. Despre Ianoș, cu care înjuram... Studentul ungur. Așa, cu studentul ungur. Stai așa, ungur din Ungaria, nu ungur... Da, ungur din Ungaria. Nu ungur de al nostru. Nu ungur de al nostru, ungur din Ungaria. Și cu care înjuram pe Cadar și pe Ceaușescu împreună, dar asta între patru ochi. Le-am zis același lucru: dom'le, nu știu, e an mai mare, la imagine, n-am contact cu el... Ălălalt e la benzi, deși la ușa înzeam cum înjura partidul și guvernul, dar zic că ăla e la benzi, eu sunt la învățământ, n-am treabă cu... Da, toată lumea înjura partidul și guvernul. Da, bineînțeles. Da, asta era un pretext să te agațe, da. Da. Ceea ce m-a șocat este că m-au întrebat, zice, am auzit că vrea Valentin Vasilescu să plece din țară. Crihală. În momentul ăla mi-a căzut fața, pentru că Valentin Vasilescu îmi spusese chestia asta la el în bucătărie între patru ochi. Da, da. Și am fost atât de uluit. Știau din... Da, când a zis, cum? Nu e adevărat. De unde până unde? Am aflat pe urmă. Aveam un prieten comun. A, da. Care informa. Bun. Și au început presiunile să devin informator al lor. Am dat-o la cotită, am încercat să scap. Până la urmă am dat pe paii mei, păi că au fost, lasă, că au fost și de treabă între ei, nu-i nicio problemă. Spre dimineață am simțit cum își pierd răbdarea. Eu nu
fac aici o justificare. Adică vreau să înțeleg. M-au ținut în această anchetă până spre dimineață. Și spre dimineață am simțit că își pierd răbdarea, că devin nervos și mi s-a făcut frică. Da, și am avut un moment de lașitate și am acceptat. Și am făcut o notă de adeziune, da, de informator. Am ales un pseudonim, Gabriel Mihalcea era pseudonimul, și m-au pus să dau și o notă informativă în care am scris trei lucruri, două pe care le povestisem și care erau lucruri din genul în care îmi spuseseră ai mei, nu ești responsabil pentru ce erau pus să întâmplă să în public. Da. Exact. Iar al treilea a fost un lucru care l-a făcut pe Lucian Pintinie să o rupă relația cu mine, și anume m-au întrebat de Răcean ce părere are lumea. Și eu am zis că lumea zice că ori sunteți stâmpiți că timp de 15 ani nu l-ați prins, ori că e făcătură. Dar părerea mea... făcuse spionaj. Da. Dar părerea mea este că e un nou caz Pătrășcanu. Și în momentul ăla l-a sărit. Scrie asta. Zic, foarte bine, scriu. Dar scrie că a spus-o Șoptereanu. Marius Dumitru Șoptereanu, colegul meu. Și dar n-aș spus-o Șoptereanu. După asta am gândit-o eu. Tu fă cum îți zic eu. Bine. Și am făcut cum a zis el. Lucru care atunci când l-am povestit lui Pintilie, pentru că a apărut articolul în momentul în care, articolul acesta de presă, în momentul în care eu fusesem la Lucian Pintilie și discutasem cu el și îl rugasem să-mi dea și mie un scenariu ca să debutez cu lungmetraj. Și el zicea, bine, o să mă uit, o să discut. După ce a apărat articolul, m-a sunat și i-am dat amănunte și când a auzit chestia asta, a sărit în sus de 10 metri. De ce? Cum adică să pui în spinarea altuia? Ai acceptat, cum adică să pui în spinarea altuia o chestie care nu-i aparține? Da. Și în momentul... Bine, tu aveai niște motive să n-ai nicio frână. Dar mă rog, poate nu e cazul. Două săptămâni după aia eu n-am fost. Tu ai avut motive să crezi că nu o să-i facă niciun rău lui Șoptereanu. Da. Dar hai să trecem peste. Da. Timp de două săptămâni eu n-am fost om, pentru că mă gândeam la următorul lucru. Zic, mama ta, îmi spuneam eu mie, a intrat în pușcărie 5 ani de zile pentru omitere de denunți. Da. Iar tu semnezi pactul cu diavolul. Plus că tata mi-a trăsese atenția atunci la instructajul ăla. Zice, fii foarte atent, Octavian, că dacă te prinde dracul de un cap de ață, într-o clipă se face funie cât brațul. Da. Bun. În contextul acesta vine 1990, am fost la baricadă în decembrie, nu mai toți proștii, sigur că da. Unde am fost toți proștii în vremea aia. Da. În frunte. Da. Bun, și vine momentul, eram la Nae Caranfil, încercam să fiu asistent de regie la el, când încerca el să facă film la casa de filme condusă de Mircea Daneliuc. Avea mai târziu să facă filmul, acolo n-a reușit. Și mă sună într-o dimineață că atunci mi-au zis, uite, ăsta e numărul de telefon și mi-au dat un număr de telefon, cu dânsul ții legătura și mi l-a arătat pe maiorul Baciu. Pe ăsta, pe Paul Baciu. Da, și mi-au zis, dacă ai ceva de scris, scrii și baci pe sub ușa femeii de serviciu de la parter. Avea o femeie de serviciu, avea fiecare câte o cabină ei și era o cabină la parter. Bun, acolo bagi. L-am mai văzut pe Baciu după aceea o singură dată în perioada examenului de diplomă, în vară, când a trecut prin hol, care era plin de lume, și mi-a zis, n-ai mai trecut pe la mine, să mai treci. Da, da, am zis eu și asta a fost tot. Nu l-am mai văzut de atunci. În momentul în care tot făcea presiunea asupra mea, au încercat să și mă și cumpere. Haide că, uite, o să rămâi pe urmă profesor în institut, te ajutăm să rămâi profesor ce în institut. Ce vorbești, domne? Da. Dar nu ți-au fluturat și ipoteza exmatriculării, că ai dosar prost? Nu, asta nu, dar când au devenit nervoși și m-am temut de lucrul acesta. De exmatriculare. Da. Și unul din ei zice, nu mă, că ăsta e de la care vrea să facă filme. Deci cineva care mă știa mai bine. Și s-a lăsat tăcere, adică n-au zis, hai că te ajutăm să faci filme. Da, acolo nu s-au mai băgat. Acolo nu s-au mai băgat. Să rămân profesor în institut, se băgau, da? Da. Mi-au dat pe la nas. Bun, să revin la... Păi acolo era simplu, vorbeau cu rectorul și rezolvau, din coace era mai complicat, da. Era mult mai complicat, da. Bun, și după 90, acolo sărisem direct la după 90. Și mă trezesc cu telefon într-o dimineață. Maiorul Baciu, hai să ne întâlnim să stăm de vorbă. Zic,
eu imediat mi-a mers mintea foarte repede, nu mi se întâmplă des. Și am zis, știți, eu sunt la NAE Caranfil, la echipă. Nu pot la 9 să mă întâlnesc, că trebuie să mă duc la echipă, să vorbesc la asta. Haideți să o lăsăm pe la 10, 10 jumate, 11, nu știu, ceva de genul. Mai târziu, am amânat. L-ai amânat, da. L-am amânat, pentru că gândul meu era altul. Cum am închis, cum m-am întrebat-o pe iubita mea, unde mă duc? La Zigzag sau la Express? Știind că tu ești la Express... Păi la Zigzag venise Adrian Păunescu. Eu fusesem la Zigzag și am plecat când a venit Adrian Păunescu. Făceai rău dacă te duceai la Zigzag. Exact. Și prietena mea mi-a zis, du-te la Express, că acolo e Mirel. Și atunci nu m-am dus la NAE. În ziua aia am divit, am venit la Express. Și acolo am dat de tine, am discutat. Tu l-ai scos pe domnul Nistorescu din întâlnirea în care era. Am dat o notă pentru că era firesc domnul Nistorescu să se teamă de o provocare. Da, 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 o săptămână înainte dăduse seriu un comunicat foarte dur la adresa unei anumite prese, adică România Liberă și Express. Da. Presa și... care era potrivit că lui Ion Iliescu și în comunicatul ăla noi eram acuzat de diversiuni, de minciuni, de... Exact. Asta a fost precauția. Și atunci eu am primit un report of. Așteptat până când în sfârșit, slavă Domnului, a venit și fotograful, că el nu venise încă în redacție, și tu mi-ai dat geaca de blugi, pentru că eu eram în cămașă, reportofonul l-am pus în buzunarul de la cămașă. Dar era o cămașă albă, transparentă, s-ar fi văzut. S-ar fi văzut, da. Și atunci am portat ăla pe deasupra. Și m-am întâlnit cu omul la Romarta Copiilor. La Romarta Copiilor, da. Și eu m-am gândit așa. Fotoreportul a făcut poze și întâlnire și salut, ce faci și drumul pe care l-ați parcurs. Da, numai că eu n-am apucat să spun fotografului, să vă zic vouă, ce am de gând. Mie mi-a venit ideea atunci pe loc. Zic, îl duc în, la arhitectură, în barul arhitecturii. Pentru că acolo era un spațiu, cam cum e ăsta, în afară. Erau ziduri peste tot, ieșeai pe ușă. Și restul era sticlă. Nu vedeai ce e dincolo de sticlă. Asta era, soare, era lumină. Da. Și dinăuntru vedeai perfect. Deci se putea fotografia liniștit. Și m-am gândit că e un loc bun. Și ne-am dus acolo, am luat o cafea și în momentul în care să mergem afară, zic, haideți afară. Și l-am lăsat să treacă pe el primul ca să pot eu declanșa reportofonul. Și a fost, apropo de ce spuneai mai devreme, a fost un moment absolut uluitor. Pentru mine, adică a fost un moment, cred că vorba ta, probă de actorie mai extraordinară n-am dat în viața mea. Pentru că, după ce îmi spune, bagă-te la... O să revenim la asta, ce vroia de la tine, da. Bun, ce a vrut de la mine? Îmi zice, să-mi dea numărul de telefon. Și mă aplec să iau țoașca, să scot din ea, să notez agenda și asta. Și când mă ridic și mă uit în ochii lui, îmi zice, da, sper că nu mă trezesc pe la... Eu cu reportofonul mergând în buzunar. Da. Măi, și în momentul ăla am băgat la înaintare o mutră de vițel, realmente. Pe la ce? Eu de acolo, ca și cum n-aș fi priceput nimic. S-a uitat în locul meu, a tăcut și zice, bine, lasă. Și mi-a dictat numărul de telefon. Greșeala lui e că nu mi-a dat numărul de acasă. Mi-a dat numărul de la serviciu. Numărul de la unitate. Da. De la serviciu. Da. Deci, da. Și s-a descoperit după aceea, știu că oamenii de la Express au făcut anchetă și s-a descoperit că din apartamentul unde a locuit el, în timpul evenimentelor, s-a tras. Da. Nu că ar fi tras el, dar apartamentul ăla s-a folosit. S-a folosit acel apartament și s-a tras. Ce vroia de la tine? Păi de la mine vroia așa. În primul rând, trebuie să fac o paranteză. Eram puștan, gândește-te totuși, la 30 și ceva de ani, da? După Revoluție, începusem să răspândesc în dreapta și în stânga o minciună. Anume, că m-am întâlnit cu unul care vrea să-mi vândă un AKM și două, și îmi dădea și două grenade defensive cadou, cu nu știu cât, știam pe atunci cât costă un AKM și ziceam și eu un preț așa mai mic și am zis, de unde să am eu bani să cumpăr? Să văd ce se întâmplă. Bun. Primul lucru pe care mi l-a spus Baciu când a zis ce vrea de la mine, a zis arme. Toți au arme. Dacă aș ști cineva care are arme. În momentul meu l-am zâmbit în mine însumi și zic, e clar că a ajuns undeva ce prostiile care le spuneam eu. După care a început. Bagă-te la moșu și trage-l de limbă de ce se întâmplă în pe mine asta Asociația Foștilor pe de mine asta m-a scos din sărite. Băi, frate, mergeau cu nemernicia până acolo încât să-i solicite copilului să-și toarne părintele. Să-și toarne, să-și spioneze, să ăla
Moruzov, era să zic Patrick, Pavlic Moruzov. Da. Îți dai seama da. Că... Da. Da. Să te bagi în asociațiile studențești, că acolo este, sunt francezii ăia de la... DS5 sau în fine spionajul francez, da. Că nu minerii au distrus la geologie, că aia respect. Ce securiști? Nu! Studenții au făcut o casă da. De avina pe mineri. Să te bagi la partidele politice, să te bagi în presă, la... adică chestii de genul ăsta. Și că îmi dă, iar dacă informațiile bune îmi dau chiar dolari, adică nu așa. Dom'le, tipul ăla, bineînțeles că eu pun o întrebare de om prost acum, de naiv așa. El ce-și imaginea? Bă, apelăm la ăsta la Brânzei că ne iubește. Nu, nu, pe bune, adică ce-și... Dom'le, dar el dosarul ți-l știa, știa că ești copil de deținuți politici? Da, știa! Știa că bietul taică-tu Dumnezeu să-l odihnească a fost trecut prin nenorocirea aia, iadul ăla, experimentul Pitești ăla cu Țurcan, știau toate chestiile astea? Și de aici și imaginea, că te-ai îndrăgostit de ei, că iubi. Bă, chiar dacă s-au schimbat vremurile, ăsta oricum ne iubește, mă, orice ar fi. Cât de idiot era baciul ăla, totuși? Că ai stat de vorbă cu el de câteva ori. L-ai simțit a fi un idiot? Da. Ce vreau să spun e că l-ascultam. Mi-a spus pe urma Aura Puran, când a citit articol. Aura Puran, de la Arhiva Națională de Filme, o doamnă, aha, o adevărată înțeles. Doamnă, da, da, da. Critic de film și care era lucrat la Arhiva Națională de Filme. Mi-a spus pe urmă că în transcrierea aia pe care noi doi am făcut-o a înregistrării da, respective, da. Zice, domne, l-am recunoscut imediat că el e și dacă nu-i dădeai numele, că după cum vorbea, că așa vorbea, că așa era el. A, îl cunoscuse că... Da, îi, mi-a spus că era da. În cinematografie. Da, 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 da. Iar mi s-a mai spus că un critic de film care a plecat din țară, zice, ultimul om pe care l-am văzut la aeroport a fost Baciu, iar când s-a întors din țară primul... după 90, primul pe care l-a văzut era tot Baciu, de-aia mi-a zis că era șofer de taxi. Păi, probabil că asta era... Da, acoperirea. Așa pătrundea el acolo, da. Bun, deci, da, ce să zic, și m-a mai cerut o întâlnire la care... Ați venit cu, și cu operatorul, ați și filmat, întâlnire care însă a avut loc pe stradă, nu ne-am mai dus nicăieri, și în care mi-a cerut, pentru că în momentul ăla intrasem într-o discuție cu, pentru filmări, pentru Partidul Național Liberal, Mira Câmpeanu, să mă bag acolo și să informez despre ce se întâmplă acolo. Atunci când a fost filmat, aia era următoarea sarcină pe care trebuia să o îndeplinesc pentru el. Numai că după ce trebuie să spun și asta, eu mă simt nevoia să spun și asta. Te rog să spui ce după ce am terminat tu? Noi de transcris tot și m-am dus acasă, Mirel, timp de două ore înainte de culcare, din sfert în sfert de ceas, am fost la toaletă și am făcut pipi. Pur da, și simplu da. Făceam pe mine de frică. Da. A, de emoție. Da, nu, de frică. De frică. Și să spun da. De ce de frică. Pentru că mă gândeam. În tine aveam încredere 100%. Dar exista un întreg lanț. Tipografie și așa mai departe. Tipografie, sigur că da. Dacă da, da, da. Transpiră ceva da, 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 și da. Se oprește și publicarea, da, da, da. Am încurcat. Nu, domnule. Era și... exclus. Nu te-aș fi dus eu la Nistorescu. Da, exclus. Și... Domnule, Nistorescu complet... era și... Ia-l dracului, nu se ducă, da, nu-i da, de da, joacă, da. Domnule. Adică lui poți să-i găsești mari defecte tocmai din cauza asta, că e prea inflexibil da. Și poate să facă niște chestii așa pe inflexibilitatea lui. Eu nu-l știam, e... eu nu-l cunoșteam. Nu e, nici Torescu e fiară, n-are bun. Nuanțe. Și m-am liniștit complet în momentul în care m-a chemat domnul Nistorescu și m-au dat pe mâna fotografi și doi oameni de la International Herald Tribune și New York Times International și în momentul în care, în 13 februarie, bine, eu mai târziu am primit, mi-a chemat domnul Nistorescu și mi-a dat, a apărut articolul în presa internațională și în momentul ăla da, a fost bubuian. M-am simțit mai liniștit. Eu nu știu cât înțeleg cei care se uită acum la noi, anul 90, domne, cei care eram de părere că Iliescu nu are ce să caute în fruntea statului, eram o mână de oameni, eram 40, 50, 60 de oameni, jurnaliști vorbesc, da. În toată țara. Mama mi-a și zis, ești tâmpit, ești inconștient, încăpeți într-un autobuz. Iar eu am scris un articol, încăpeți într-un autobuz și am povestit despre mama. Ce mi-a zis mama? Da. Eu am fost șocat. Doamne, am simțit așa un cup de gheață pe măduva spinării, că mi-am dat seama că așa e, că încăpem într-un autobuz.
Să înțeleagă chestia asta. Mihai Montanu era un dăsta fedesenist, dăsta de-a lui Iliescu. Păi în conferințele de presă ne amenința direct. Declarații de ce aveți impresia că securitatea a murit sau ce? Că astea erau realitățile, ceea ce ai făcut tu să mă cauți pe mine și să accepți o chestie pe care e foarte complicată pentru un om obișnuit. A fost un act de mare bărbăție, de mare curaj și nu numai atâta. Mă, da, a fost un act dintre ala, adică tu ai avut un moment de slăbiciune, nici nu ai spune slăbiciune, dar ai avut un moment de, bă, frate, atitudine omenească. Da. Tu știi ce poate să trăiască unul pe care pun ochii acești nenorociți de securiști, că ai văzut la tine în familie, te-ai născut în domiciliu forțat, ce drac, Doamne iartă-mă. Nici nu poți să-i spun un moment de slăbiciune, exagerez când spun asta. Doamne, da, tu te-ai scuturat și ai zis, bag în măsa pe ăștia. Mirel, a fost pentru mine, eu am considerat o șansă extraordinară să tai frânghia aia. Da, ai apucat mâna aia. Sigur că să tai frânghia aia. Nu ai făcut o chestie extraordinară, ca impact ceea ce ai făcut tu. Dom'le, aveam să aflu de la Cristoiu și de la niște generali ce s-a întâmplat în serii după chestia asta. Dom'le, a fost un cutremur. A fost un cutremur. I s-a reproșat lui Virgil Măgureanu că compromite România, compromite ideea de revoluție. Bine, ideea de revoluție încă nu fusese lămurită, respectiv compromisă. Compromite tot ce s-a făcut în țara asta, adică Măgureanu și-a luat niște bombe în cap de n-a respirat. Ăsta este și motivul pentru care el, îți dai seama, a fost nevoit să se ducă la televiziunea națională și să dea explicații. Și pe urmă a venit la Nistorescu, care l-a tocat în patru, da, numere, uite, da, așa, da, l-a pus, da, în piuliță, da, și nu-i nimerea. L-a jucat în picioare. Da. După aia, când l-au, ca să-l salveze pe pârlitul ăla, l-au mutat la direcția consulară. Păi eu am scris că e la direcția consulară și am făcut poze intrând în direcția consulară. Adică l-am... da, la un moment dat, știi că așa suntem noi proști, la un moment dat mi-era și milă. De stai mă, că omul ăla, până la trebuie să mănânce și el o pâine. Nu, domne, putea să nu o mănânce. Da, mă rog. Aici e de discutat. Da, e de discutat. Este de discutat că unii mai au atitudine creștinească și sunt în altă tabără decât ăia lipsiți de orice atitudine creștinească. Da. Pe mine ce m-a mirat la vremea respectivă a fost deșanțarea lor. Zic, bă, ăștia n-au înțeles nimic. N-au înțeles chiar nimic. Am avut și eu o discuție cu Virgil Măgureanu atunci și am spus, doamne, da, să treci pentru o schimbare de asta, de regim. Treci pentru o schimbare dintre asta. Dom'le, și să nu ești, să fii și tu bucuros că poți să începi să lucrezi ca aia de la FBI, de la CIA, tu vrei tot ca aia de la KGB. Mirel, există un film făcut de Luchino Visconti, care se numește Ghepardul. E, sigur că da. În acest film, la un moment dat, personajul care îl interpretează, care este interpretat de Alain Delon, da, îi spune bătrânului Ghepard următorul lucru, apropo de, faptul că el era cu Garibaldi în momentul ăla. Și a zis așa, trebuie să se schimbe ceva dacă vrem ca totul să rămână la fel. Da, știu, da, foarte deșteaptă chestia asta, da, 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 bună observația ta. După aia, iarăși am mai spus, o repet, dom'le, ei n-au înțeles că atunci când un om accepta un compromis și juca, dom'le, juca un rol, că nu toți au făcut ca Traian Băsescu să dea note informative abominabile despre colegilor și jucau un rol, mimau. Dom'le, ei chiar credeau că ne iubim organele sau ce? Da, se pare că da. Încă altfel, omul ăla n-ar fi îndrăznit să apeleze la tine, dom'le. Decât dintr-o eroare majoră, bă, ăștia își iubesc organele, ori de tâmpit sinistru, adică de tâmpit, da, tâmpit de la gravisim, adică te întreb cum reușea să treacă strada fără să-l calce mașinile. Da. Părinții te-au știut? Le-ai zis? Băi, m-a sunat nenorocitul ăla. Când au aflat ai tăi? Când a apărut în Express. Când a apărut în Express. Acum întreb și eu exact cum întreabă Eugenia Vodă la emisiune. Ei, care o emisiune mișto, dar eu sunt răutăcios acum. Și mama ce a zis? Deci, hai să-ți povestesc. O iau un pic mai devreme. De două săptămâni după ce s-a întâmplat evenimentul, după ce am semnat chestia aia, eu n-am fost... Angajamentul. Angajament. Am înțeles, da. Pentru că n-am fost om gândindu-mă că
Și mai, te-au rezistat. Mama, da, intră pentru omitere de denunță în pușcărie, iar tu devii informatorul lor. Da, da. Și m-am întâlnit, a fost complexul bărbierului regiului Midas. M-am întâlnit cu Cosmin Zidurean, Dumnezeu să-l odihnească, pe stradă și am povestit tot. Și după aia am uitat complet. După ce a apărut articolul, mă întâlnesc chiar. Știi că? Păi știu că mi-ai povestit. Da? Da? Când? Atunci. Da. Uitasem. Deci aia a fost momentul de descărcare. Și au aflat. E, Mirel. Deci au aflat din ziar. Da. Nu? Uh-huh. De Mirel. Au fost oameni care mi-au întors spatele, au fost oameni care m-au scuipat. Tu vorbești serios? Nu m-a supărat lucrul ăsta, am zis mile mei. Ai făcut un act de bărbăție. Cum? Nu, pentru că am semnat pactul cu diavolul. Da, rahat. Da, bun. Bine. Spre surprinderea mea, nici unul dintre foștii deținuți politici cu care m-am întâlnit păi după aceea, înțeles, mă, exact. Nu m-a judecat. Da. Din contră, cum zici tu, m-au felicitat sigur pentru da. Ce-am da, făcut împreună cu tine. Da. Da. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Deci cei care știau și cei care aveau, mă, erau îndreptățiți să vorbească, au reacționat astfel, iar aia care habar n-aveau ce este aia, da. Te-au judecat. Bine, probabil că aia oricum nu prea te înghițeau, aia oricum nu te, nu, ce se te, poate. Nu te apreciau, adică probabil că aia așteptau orice moment, probabil că așteptau și să te cerți cu o iubită, să o părăsești sau să, și să nu mai stea de vorbă cu tine, că nu e. Posibil, dar îți spun, nu, niciunul dintre ei nu a zis un cuvânt sau nu m-a judecat pentru momentul acela de lașitate când am semnat pactul cu diavolul. Toți m-au felicitat pentru puterea de a rupe frânghia, de a tăia frânghia aceea. Mai ales că noi, prietenii tăi, puștii aia din jurul tău, nu mulți, câți eram. Da. Știam că tu nu te ascundeai de noi, tu ne-ai zis că te-ai născut în domiciliu forțat, că părinții tăi au fost chinuiți, au fost închiși, au fost torturați, au fost batjocoriți, au fost... Da. Nu făceai un secret din chestia asta. Era clar că familia ta trecuse prin niște drame. Dacă mi-amintesc bine, tatăl tău, bineînțeles că a fost dat afară din facultate și după ce a ieșit din pușcărie... A dat, da, el ieșea, a ieșit din pușcărie, mai dădea câteva examene, îl băgau iar mai dădea examene. Da. A terminat facultatea după ce a ieșit în 64, un an de zile a dat echivalențe. Păi a dat un an de zile era, a fost anul de diplomă. A dat echivalențe că era în stare, îl ducea capul, era un om deștept, parcă îl văd și acum în fața ochilor, un bărbat înalt, frumos. Când l-am cunoscut eu, era un om în vârstă deja, avea, da. Eu l-am cunoscut la jumătatea anilor 70, dumnealui era născut în 20, deja avea 50 și bine. Da. Înalt, drept, ținută, morgă, mama ta tot așa, o femeie frumoasă, subțirică, da. bună, blândă. Mi-ai trimis înregistrările cu memoriile audio ale mamei tale. N-am putut să le ascult. Cred. E greu. Nici mie nu mi-e ușor. Ar trebui să le transcriu și nu am putut. Ar trebui citite, că iau vocea, parcă o văd cum venea cu cafelele din bucătărie. Da. Începutul, cum s-a născut ea, că s-a născut sub auspicii bune, a iubit-o maica, altfel nu s-ar fi născut, în fine, las ca tu să decizi când să citească oamenii ce... Îmi pare tare, mă apucasem ieri, am... Stai liniștit. Downloadat transferul ăla și nu... Nu, e greu. O să le transcrii. Îmi închipui ce este în sufletul tău. Transcriele și publicele, împănează-le și unul te-a bățiu că știi la fel de bine ca și mine, sau poate știi mult mai bine decât mine. Bun, spune-mi, te rog, ce impact a avut chestia asta, întâmplarea asta prin care ai trecut tu, nu cu aia, cu prostia, că ai semnat un angajament și ai dat o notă informativă în care ai spus că e soare afară. Faptul că ai făcut dezvăluirea asta, domne, te-a urmat în carieră, tu ai făcut o carieră foarte frumoasă, ai fost jurnalist, ai fost regizor, acum ești regizor în plină activitate. Da. La studio cinematografic la Armata. Doamne ajută, da, bravo, ai făcut o carieră foarte frumoasă.
Ți s-a reproșat vreodată? Ți s-a bătut vreun apropo vreodată? Bă, n-ai făcut bine acolo? Au fost momente în care... Pe bune? Da, au fost momente în care mi s-a zis lasă, nu e cazul să vorbești tu. Nu e cazul să vorbești tu? Da. Cine era cazul să vorbesc? Da. Da, pentru că să vorbesc eu despre tu care ai semnat pactul, în sensul ăsta mi s-a... În sensul ăsta, da. Mi s-a zis, nu e cazul să vorbești tu. A spus o răutate care ți-a fost spusă de niște unii, așa cum ți-am zis mai devreme, niște unii care oricum ți-ar fi spus o răutate. Nu? Da. Deci s-a mai bătut ai tăi s-au bucurat. Șoapă chestia ai tăi s-au, asta. Ai tăi s-au zice, bucurat. Da. Sau mi se zicea, mi se povestea câte ceva și zice, vezi să nu uiți în raportul informativ pe care îl faci, să așa și pe dincolo. Glumițe de genul ăsta s-au mai făcut. Da. Dar în rest, da. Nu știu, nu cred. Da, n-ai simțit. N-am simțit. N-ai simțit că tragi o tinichea sau că... Nu, n-am simțit că trag o tinichea. Am simțit doar în clanul acesta profesional din care fac parte. Băi, asta oricum e. Am simțit o... Da, trebuie să ai simțuri fine. O oarecare răceală. Dar nimic pe față. Absolut nimic. Dar nu mai era aceeași deschidere, aceeași... În clanul ăsta, în breasla asta a ta... foarte mulți au fost informatori pe bune. Știu. Lăsăm la o parte faptul că tu n-ai fost ceea ce se cheamă un informator pe bune. Da. Ăsta este și motivul pentru care, pentru că n-ai fost informator pe bune, ți-ai și permis să le dai un flit monumental. Că dacă tu notele tale informative, dacă notele tale informative n-ar fi fost una, ci sute, în care ai fi nenorocit oameni, păi tu ar fi trebuit să faci ce a spus baciul ăla la virgulă, ba chiar să vii cu contribuții personale, ca la doctorat. Da. Așa. Exact la fel cum a fost cu Conu Alei, cu paleologul, Dumnezeu să-l odihnească, care a recunoscut, ți-aduce aminte, da, povestit, că a semnat angajament. Mirel. Dar el nu ne norocise pe, ca și tine, nu ne norocise pe nimeni. Așa e. Mirel, la un moment dat, eu am mai povestit pe scurt ce s-a întâmplat într-o emisiune care a fost la TVR și la care a participat, asta era material filmat în cadrul emisiunii. Și în emisiunea respectivă era și domnul de la Radio Guerilla. Nu scapă numele. Liviu Mihaiu? Da. Uh-huh. Așa. Și era o doamnă și era și parcă Bucurenciu. Uh-huh. Și în discuția de acolo se spunea că e foarte posibil ca respectiva acțiune să fi fost o acțiune de compromitere. Adică ăsta e un tip care are potențial să ne creeze probleme pentru că știm ce va urma. Și atunci hai să... Ea poate îl toarnă pe tasul. Da, îl compromitem. Și îl compromitem, da. Da, da. Pentru că, uite, după Revoluție au venit la mine de la, când încă nu era partid, de la Alianța Civică și mi-au propus să candidez din partea lor la alegerile locale. Și le-am spus, oameni buni, cu dragă inimă, numai că eu am cârlige, uitați, povestea aia. Nu contează, au zis ei. Bă, pentru mine conta, pentru că putea oricine să se ridice. Cine, mă, ăsta care a fost informatorul securității, vreți voi acum să... Nu. Deci nu m-am băgat niciodată în față din două motive. Odată pentru că nu-mi place disciplina de parte. Exact. Tu nu te-ai băgat în față că ai bun simț, pentru că altfel nu aveai nicio problemă. Repet, ai fost într-o situație identică cu situația în care a fost domnul Alecu Paleologu, care a spus, da, am semnat angajament, mi-au solicitat un angajament. El a și povestit cum a fost, amenințat și antajat, nu știu ce, dar zice, n-am nenorocit pe nimeni. Nici tu nu nenorocise și pe nimeni. Nu, n-ai fi avut nicio problemă. Îți spune eu, tu nu te-ai băgat în politică pentru că ai bun simț, nu din alte motive, și fiindcă ești comod și nu vrei bătăi de cap. Și sigur, și nu înghiție ordinul de partid asta, disciplina de partid, cretinismul ăsta. Da. Adică dacă ăsta e al nostru... Da, e bun. E bun și eu trebuie să trec sub preș... Da, nu numai atâta, chiar nu dacă supăr. E cazul, chiar trebuie să ieși la televizor și să spui nu, ce a făcut el nu e om, e chiar bine că a făcut el. Da. Nu e un rahat, e dulceață de trandafir și miroase ca trandafir. Exact. Spune-mi, te rog, numai dacă ai chef. Da.
numai și numai dacă ai, bietul tău tată ți-a povestit vreodată prin ce a trecut? Tata nu poveste. Am observat și la el și la colegii lui. La mulți, da. Da. Povesteau numai lucrurile haioase. Da. De exemplu, intră gardianul în celulă și vede scris pe zid: cine știe să moară nu va fi niciodată rob. Seneca. Care mă tai, Seneca? Să trăiți, domn șef, a plecat cu ultimul transport la Iud. Da. Chestii de genul ăsta. Da, da. Mama povestea că nici ei nu i-a povestit niciodată, că singurul lucru care îl știe este că a fost, singurul lucru care i-a scăpat, că a fost odată bătut cu ranga peste șale de a urina sânge. Asta era singurul lucru care mami l-a povestit. Îți dai seama, a povestit o chestie de rizurie, săracu, pe mine m-a bătut minerii cu ranga de am ajuns la urgență. Da. Da. A povestit o chestie de rizurie. Da. Dar el a făcut următorul lucru. La canal l-a cunoscut pe Dumitru Bacu. Și acolo, într-o discuție, împreună cu, era și Octavian Tomuță, care și el trecuse prin Pitești, i-au povestit lui Bacu ce s-a întâmplat și au stabilit împreună că primul care scapă să depună mărturie. Primul care a scăpat a fost Dumitru Bacu, care în anii 60 a ajuns în Franța și care a scris prima carte, Fenomenul Pitești. Da, da, da. După aceea au apărut cea lui Ierunca, Goma și așa mai departe. Deci, da, el nu mi-a povestit. Nu mi-a povestit. Nu povestea decât lucruri... Uite, unul din lucrurile pe care mi le-a povestit, unul din lucrurile care îl impresionase extraordinar, este că la un moment dat a fost adus în celulă un tip care nu era politic. Adică nu avea niciun fel de idealuri, nu nimic. Ce se întâmplă, îmi spunea tata, avea o casă pe care puseseră ochii ăștia de la partid, ăsta n-a vrut să o dea, drept pentru care i-au găsit o armă pe o panoplie, așa, și l-au băgat ca să la poate politici, ia da, ca să-i poată să ia, ca i-au confiscat avere, nu știu ce. Bun, și omul a venit în primăvară la ei, în celulă, într-o perioadă de foamete cumplită, spunea tata că foame celulară, adică a celulei biologice. Da, 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 da. Și de Crăciun îi zice, domnul Brânzei, și la încă vreo doi, diseară să veniți la mine pe crac. Bun, și s-au dus pe crac. Și zice tata, mi se face pielea găină, a scos, trecute prin sute de percheziții, da, o conservă de sardine Robert, cum îi zicea tata, da, 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 pe care a desfăcut-o și a împărțit-o cu noi. Cum? În luni de zile de foamete cumplită, tu să păstrezi chestia aia ca să o împarți cu alții de Crăciun? Da, domnule. Zicea tata... Bărbații. Bărbații, da. Da. Ce păcate o fi avut omul ăsta și le-a spălat pe toate. Da. Deci asta l-a impresionase pe el extraordinar. Da, da. Da. Îmi spunea un prieten de-al meu, înjurat de proști, care a făcut pușcărie acum cu DNA-ul, cu știi alții, da, 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 cu, cu binomul SRI DNA. Și îmi spunea, zice, nu, zice, sigur, mâna a fost a DNA-ului și a SRI-ului, a lui Coldea și Chiove, și dar Dumnezeu mi-a dat o cruce, că începusem să fiu mândru, Opa! Da, sunt oameni care astfel l-au descoperit pe Dumnezeu și altfel și-au înțeles altfel rostul. Da. Rostul dramelor pe care le-au trăit. Iar eu îi spuneam prietenul ăsta, da mă, dar tu ai scopat cu viața, alții au murit. Citeam, uite, întâmplarea, cum le așează, nu e întâmplare, e Dumnezeu. Dimineața citeam, făcut ceva, o postare, numai pe Facebook, pe undeva pe acolo, ce spunea domnul Nicu Steinhardt, Dumnezeu să-l odihnească. Am intrat în închisoare, eram un sclifosit. Eram un răsfățat, eram un... și când am ieșit, pac. Deci iată cum unii oameni au văzut, nici nu știi cum să-i spui, domne, ca pe o experiență eliberatoare. Așa și tu, foarte bună observația ta, omulețul ăla cu conserva aia, Robert, că s-a mântuit. Da. Mirel, mie mi-a mai zis mama următorul lucru pe care și tata îl susținea. Spunea așa mama: Octavian, cine afară a fost bun, înăuntru a devenit și mai bun. Cine afară a fost rău, înăuntru a devenit și mai rău.
pușcăria n-a schimbat pe nimeni. Interesant, foarte interesant. Deci amândoi susțineau că oamenii nu se schimbă. Uh-huh. Dacă vezi că cineva s-a schimbat, de fapt îți arată o latură pe care tu n-ai știut-o. Da, da, da. A ținut-o ascunsă. E povestea aceea cu aș da arama pe față. Da, 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 da. Oamenii nu se schimbă. Ei devin mai buni sau mai răi. Deci nu, eu datorită acestui lucru nu mai cred chestia aia. Dom'le, l-au înrăit condițiile de viață. Nu, nici eu nu Suferința cred. L-a înrăit. Nu, 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 nu. Nici eu nu cred. Eu cred că te lasă Dumnezeu într-un fel, dar te lasă și cu un liber arbitru și că dacă îl bagi în seamă bine, dacă nu îl bagi în seamă iar bine, mântuirea stă în fiecare dintre noi. Și eu cred la fel. Și bineînțeles că nu mă compar eu cu bieții tăi părinți care ajunsese la niște concluzii extraordinare în urma unor experiențe extraordinare. Da. Eu de experiențe de genul ăsta nu m-am lovit decât așa, ca un parfum cât am fost eu, știi, cât am fost eu anchetat în 89 și au bătut unii joc de mine. Nu se compară, nici nu vreau să aduc în discuție că nu se compară. E ca și cum m-aș compara cu García Márquez. Scriu și scriu un editorial și după aia mă compar cu Liosa. Nu. Da, eu am avut 50, în total, îmi spunea tata că sunt 54 sau 56 de ani de pușcărie politică în familie. În neamul vostru, în familie. În neama mea. Da, numai că neamul a fost de cum se întâmpla. Jumate așa, o parte așa, o parte așa. O verișoară de-a mamei s-a căsătorit cu Dănălache, care era un membru celebru în Comitetul Central. Da. Valentin Dănălache, parcă îl cheamă, nu mai știu. Nu da, mai țin. Și nu care îmi povestea mama că tata era în închisoare, dus nu se știe unde. Și mama ta umbla să afle unde e. Da, și că la un moment dat Dănălache a vrut să mă înfieze și stătea mama și își făcea mustrări de conștiință că poate ar fi fost mai bine pentru mine dacă mă înfia Dănălache, dacă aveam alte perspective. Ce șuturi în curțe ți-am fi dat prin școală dacă erai copilul lui Dănălache. Da, și mama a zis, da, nu știe. Și mama a spus, e singurul lucru pe care l-am, nu pot să-ți fac asta. Mamă, mă, ce... Da, bineînțeles. Deci cum e... Da, da, da. Așa, și... mi-aduc aminte, asta, hai să-l zic, hazlie. M-am dus, eu am visat să devin arheolog, asta era visul. Da, știu. Și... și ai eșuat, te-ai ratat, ai devenit regizor. Da. Am eșuat din cauza politicului, pentru că istoria... A devenit, intrai pe dosar. Știu că m-am dus la secretarul de partid de la istorie împreună cu Daniel Chirea, Dumnezeu să-l odihnească, prieten cu mine, care a fost actor la Ploiești. Și ne-am dus la secretarul de partid. Și zic, bună ziua, bună ziua, uitați, vreau să dau la istorie, că nu puteai să faci arheologie dacă nu faci nu, istorie. Era istoric, da, sigur. Era specializat. Și zic așa, tata așa. Pârnaie. Da. Mama așa. Zic, fratele mamei, n-am mai apucat să zic mai multe, că și-a băgat mâinile în păr, așa, zis, stai, n-are rost, n-ajungi în examen, e întâi de dosar, ți se respinge dosarul. Deci, Știu de la tine că mama a făcut închisoare, bineînțeles că n-avea unde să facă săraca, nu putea să o facă în Franța, la Misne. La Misne, închisoarea da. De femei, unde a fost și soția mareșalului Antonescu. A cunoscut-o pe Maria Mareșal Antonescu? Da, era ținută separat și îmi povestea următorul lucru, că era scoasă la plimbare într-un țarc de sârmă. Nu era lăsată de ce, să ca se amestece să cu restul deținutelor politici. Și deținutele politice, celelalte deținute, îi dădeau prin, aruncau așa prin gardul ăla, țigări. Uh-huh. Dar spunea că niciodată nu s-a plecat și nu le-a luat. Pentru că țigara era un lucru... E aur. Da. În platină. Mi-aduc aminte că povestea mama că în momentul în care au arestat, a ajuns la Mislea, n-a ajuns singur, au mai fost mai multe și erau întrebate, fumezi? Și a dat să zică nu și a primit un ghion din spate. Ca să primească rație. Da, ca să primească rație, să o poată să dea colegilor. Și mi-aduc aminte, eram copil și masa, o văd așa la nivelul ăsta, asta e în amintirea mea, ca să-ți dai seama cât eram de mare. De mic, da. Și pe masă era un pachet mare de hârtie în care se puneau pachete de țigări alb cu albastru. Acum știu că sunt mărășești, dar pe atunci eram prea mic. Și era un pachet făcut pentru un fratele mamei, care era și el în închisoare, și se trimiteau țigări. Și eu am întrebat, dar de ce așa multe? Că mi se părea foarte mult. Și mi s-a spus, păi nu e numai pentru el, mai sunt și alții care n-au cine să le trimită. Da. Mama, așa ai crescut-o. Da. Da. Mama povestea?
Da, mama am înțeles. Mama povestea. Nu povestea și am înțeles și de ce nu povestea. Mama a fost chinuită, bătută, torturată? Nu. Nu știu. Mama n-a fost... Bine, și eu îți spun niște întrebări, iartă-mă. Da, nicio problemă. Pentru că ancheta era încheiată când au arestat-o pe ea, n-au avut nevoie de să o pună la anchetă și să o ancheteze și asta, nu, pur și simplu. N-aveau ce să mai află. Ce să mai află? Trebuia pedepsită, da. Da, trebuia doar pedepsită. Da. Iar în închisoare a fost regimul de închisoare, atâta tot. Dar, gândește-te... povestea, zice, luam ligheanul cu apă rece, că nu exista altceva, și dădeam pe spate. Faptul că avea coloana zdrențe și că avea reumatism și, și că la 70 de ani pleca, n-a avut trai bună în cei 5 ani de închisoare pe care i-a avut acolo. Mama ta și-a împărțit anii, viața acolo, în pușcărie, cu niște figuri feminine luminoase, ale istoriei. Da, e adevărat. Și în domiciliu obligatoriu, îmi spunea Noveanu, acolo stătea Noveanu, acolo... Prințesa Cuta. Da. Doctorița Cuta. Da. Asta era... Ce să faci? Era... O chestie așa un pic mai intimă despre familia ta, n-aș povesti-o, dar aș vrea foarte mult oamenii să înțeleagă cam ce calitate aveau oamenii ăștia. Uite așa amărâți, chinuiți, cum au fost trecuți, chinuiți ca să fiu iertat pentru comparație, ca Iisus pe cruce, mai ales tatăl tău, că îmi închipui ce a trecut, că știu, am citit tot ce s-a scris pe Dumnezeu. Te aveau pe tine, tu te născuse și te ridicai, așa, au găsit resursa sufletească, în primul rând, să adopte un copil. Da. Pe draga, drăguța, maimuțică, eu maimuța aia mea, adică eu... Tu așa o ții minte. Eu nu pot... E femeie... De aproape spre 50 de ani acum. Eu mi-aduc aminte de maimuța aia, splendidă, veverița aia, simpatică. Da, sormea. Sorta, da. Da. Pe care au adoptat-o. Da, da. Știe, sper să nu fac o prostie la televizor acum. Tata avea 53 de ani. Avea 53. Mama avea 47. Da. Cum? Și cum s-a făcut? N-aș putea să vă spun. Au venit la mine într-o zi și m-au întrebat ce părere am. Da. Iar eu, care sufeream că sunt singur la părinți, am zis cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și așa că avea 10 zile când au adus-o acasă, era cât brațul meu. Da. Da, și uite ce făceau, nu? Da. Au făcut o casă, au dotat-o cu de toate, au crescut doi copii și au făcut... Tata zice, tata tot timpul s-a grăbit, tot timpul spune, atrăgea repede, acum nu lăsa niciodată pe mâine ce putea face azi. O singură dată a făcut-o. În momentul în care s-a înscris la doctorat, n-a mai tras repede. A crezut că lucrurile s-au așezat de acum, că totul e bine și să-l facă în 4 ani, cum se face doctoratul. Și a venit de sus o hotărâre că foștii n-au dreptul la doctorat. Și n-a putut să-și termine, poate. Da? Și a rămas fără doctorat. Și a rămas fără doctorat, sigur că da. Ceea ce n-a fost o dramă. Da, n-a fost o dramă, dar... Că oricum era deștept de bubuia. Lucra în cercetare. Lucra în cercetare, știu. Iar eu, la faza aia, mi-l aduc aminte când ne spunea nou că se terminăm cu prostiile, să nu mai știm prostii. Sigur, noi ca toți puștii, ne plăcea avangarda, ne plăceau frecțiile astea. Terminați cu prostii, duceți-vă la clasicii ruși, duceți-vă la... Tata, de ce? Pentru că tata... Citise tot, omul ăla citise tot. Îmi spunea următorul lucru, zice, îl cita, cred că, pe John Ruskin. Zice așa, zice, în materie de literatură poți să stai de vorbă cu cei mai mari filozofi și înțelepții ai lumii sau să flecărești cu slugile la bucătărie. E alegerea ta. Și mai îmi spunea, nu-ți ajunge viața să trebuie să citești toate capodoperele literare? Da, asta spune, nu-ți ajunge o viață întreagă să citești. Exact asta ne spunea. Și tu să pierzi vremea cu... Da, că știu că ne-a luat odată la rost tare de tot, cu ăștia, cu Urmuz, cu Tristan Țarac. Mie îmi plăceau și astăzi îmi plac. Fiecare cu bucatele lui, SF-urile. Da, erau SF-urile alea de un leu scoase și suplimente. Și tu cred că își dădea palme. Păi da, m-a prins cu ele, mi le-a rupt. Și nu erau ale mele. Da. Și n-aveam în casă decât 3 cărți polițiste, dar alea erau Șoimul Maltez, Poștașul sună întotdeauna de 2 ori și de referință. În fiecare zi e iarna, știi? Erau lucruri de... În rest,
unde băgai mâna era... Și când a plecat, a lăsat, deci când a venit din, în 64, nu știu dacă aveam 12 cărți în casă. Când a plecat în 1991, peste 8.000 de volume. Păcat că nu s-a bucurat un pic mai mult de... Mare păcat. Eu cred că Cernobâlul a fost de vină. Era tânăr, avea 71 de ani. De, da, așa da eu așa cred. Așa de ce? Crezi? Pentru că în perioada aia, el era inginer agronom. El mergea la... Era la Dormărun, la Institutul de Cercetări de la Dormărun, da. Era de la Institutul era la Băneasa Giurgiu, dar el avea câmpul la Dormărun. Și copil de la țară, nu spăla fructele, lui ștergea un pic și le mânca. Iar tu știi foarte bine că noi nu ne-au anunțat că... Nu ne-au anunțat, dar 6-a zi, nu mai știu când, da. Pentru că a făcut un cancer care alți pacienți, de exemplu, cât au 38-10 ani, el s-a dus în 2 ani. A fost rapid. Da, a fost... știu că ar fi putut fi salvat doar cu un transplant de măduvă, da? Da. 70.000 de dolari cine? Atunci, da. Da, ce îmi pare. Dar așa știi ce... bucuros și ușurat, nu ușurat, că doar n-am făcut nimic, dar ce bucuros sunt că i-am pomenit. Da. Meritau pomeniți. Și ar fi meritat, nu știu, fac eu socotel taică-lui, taică-tot săracul. Domnule, oamenii ăștia ar fi trebuit totuși să-și calce pe suflet și pe inimi și să povestească. Sigur, eu spun asta... Tot eu ăla care zic că oamenii sunt bestii nu fiindcă au citit sau n-au citit ceva, da, ci fiindcă sunt bestii. Nu, dar e povestea de a depune mărturie. La un moment dat, exact. La un moment dat, tata avea o memorie absolut uluitoare. Nu l-am moștenit, din păcate. Și mi-aduc aminte că la o întâlnire de astea de fost de ținuți politici, de nu știu ce, la un moment dat se uită și zice, paranteză, a făcut primul an de liceu la cel mai tare liceu din Iași. Părinții au zis, vei fi atent că nu avem bani să-ți plătim taxe și anul 2, deci învață. El s-a văzut ca găina în boabe, plin de cărți, pasionat de lectură, nici n-a trecut pe la cursuri, a citit și întregere și în sculare. Da. După care a pierdut anul, s-a dus la muncit la fierărie, făcea de-astea de prost de căruță. A văzut că nu e bine. E complicat. Și atunci a dat la liceul de agronomie, de la Miroslava, care era singurul liceu care nu cerea taxe. Da. Bun. Deci el a făcut un singur an atunci, clasa a 5-a, cum ar veni, de liceu. Că atunci asta era în liceu, la liceul acela mare din Iași. Asta era, îți dai seama, în 1930, pe acolo. În 1990, îmi zice, uite, îl vezi pe tipul ăla? Cred că e, și îi dă numele, care mi-a fost coleg în anul întâi de liceu la Academia Mihăilean. Zice, stai aici. Se duce, stă de vorbă cu ăla, se întoarce Radin. Zice, da, el era. Da, da. Ca să, apropo, da, de ce memorie putea să aibă. Da, da. E, și la un moment dat eu l-am luat și i-am zis, papa, oamenii ei au murit. Dacă matale nu depui mărturie, ei omori a doua oară. Și s-a apucat tata să scrie. Nu am știut. Da, și l-a găsit maică-mea. Da. Cred că se auzea până la linia de tramvai urletele mamei. De ești nebun, dinamită în casă, avem copii. Era înainte de 89. Era înainte de 89, da. Păi avea dreptate mama. A rupt și a prins, a aruncat. Da. Mai e vreo unul. Tata se uita disperat la mine și după ochii lui am știut că mai e. A pitit ceva, da. A pitit ceva. Și a scris. An de zile n-am știut unde sunt hârtiile respective. Da. Anul ăsta am dat de ele. Extraordinar. Ia uite-mă ce veste mi-ai dat. Hai să le publicăm. Păi da, dar trebuie transcrise, să fie scris de mână. Țelene sau ce? Da. Adu-le încoace. Adu-le încoace și publicăm măcar fragmente. Da. Merită publicate. Da. Transcrie și ce a povestit mama. Da. Sunt mărturii. Sigur, niște mărturii și tot să-mi spui acum, băi, Miră, nu contează, mă, pentru ăștia. Băi, frate, dacă pentru unul singur contează, merită. Nu, n-am să spun chestia asta, Miră. Nu, nu știu, e o mărturie. Mie îmi vine să o spun din ce în ce mai des.
Da. Că cine este să fie tâmpit, este tâmpit orice îi spune, și cine e să fie deștept, nu trebuie să-i spui nimic, că știe el cum să fie deștept. Dar pe, măcar pe un singur om, dacă îl miști, dacă deștepți curiozitatea în el să afle, mă, și să înțeleagă, să extragă un tâlc. Mă uit la ăștia, la ce dracu sunt ăștia, progresiști ăștia, neomarxiști ăștia. Băi, frate, pe ăștia dacă i-ar obliga cineva să citească o oră, nu știu cum să-i oblige, mă, cu palme peste ceafă, să citească o oră despre ce a trăit omenirea din pricina comunismului, nu numai a comunismului, a fascismului, a oricărei imbecilități, mă, poate ar înțelege ceva, n-ar mai împinge omenirea într-o nouă aventură diavolească. Știți, Mirel, eu cred următorul lucru. Părerea mea este următoarea. Și cu cât îmbătrânesc, cu atât e mai fermă părerea mea, că bine cu Deasila nu se poate. Nu. Ori toate aceste utopii sunt, ai vorba aia cu drumul spre iad pavat cu intenții bune, vor să ne facă bine cu Deasila. Asta este. Sunt niște utopii și nași monștri. Da, sigur că da. Și nenorociri. Și nu mai și milioane de morți. Așa. Lasă chinurile. Milioane, pur și simplu, cum spunea, cine spunea? Marin Preda, oameni băgați în pământ cu cazmaua. El spunea, mi se pare, în cel mai bine între pământeni. Pol Pot? Pol Pot, sigur că, Mao Zedong. Luați, mă, și citiți ce s-a întâmplat în China în timpul Revoluției Culturale. Pol Pot, Khmerii Roșii în Cambodgia. Dom'le, Pol Pot s-a hotărât, dom'le, și atenție că Pol Pot era cu studii la Paris. Nu era cizmar ca pingerica al nostru. Dom'le, ăsta s-a hotărât la un moment dat că nu mai are ce face cu locuitorii capitalei, cu locuitorii Phnom Penh-ului. De ce? Că-s nărăviți la viață burgheză. Și atunci i-a omorât pe cei 2 milioane de locuitori ai Phnom Penh-ului. Au mai scăpat unii, câteva zeci, sute mii, pitiți până sub soluri canale. Mirel, faptul că avea studii la Paris, Andrei Pleșu... Lai, avea studii la Paris. Da. Andrei Pleșu, în Minima Moralia, face o demonstrație extraordinară că cultura și caracterul omenia... Aha, nu, sigur, da. Nu, nicio legătură. Păi, da, da. Poți să fii oricât de cult... Iar chestiile astea poți să fii un nemernic. Cafenelele pariziene, domnule, eu le compar cu berăriile müncheneze. Da. Atâta timp când discuți la cafea, la bere, la nu știu ce, bă, tată, în schimb, când ieși de acolo, de la discuțiile cu pistolul în mână, la revedere. Da. La revedere. E adevărat. Da, pe bune, puneți mâna și citiți, uitați-vă în urmă, să vedeți ce a trăit omenirea recent. Uite, recent. Părinții, să-i odihnească Dumnezeu, părinții lui Octavian Brânzei au trăit până recent. Dramele pe care le-au petrecut sunt recente la scara istoriei. Da. Din pudoare și din drag față de prietenul meu, nu am povestit de chinurile pe care le-am durat cât a fost copil. Suferințele și chinurile pe care le-a traversat cât a fost copil. Pentru că, la fel ca și tatălui, este un bărbat și nu vrea să expună, tot așa l-ați văzut, povestește cu umor, e miștocar, nu vrea să povestească despre lucruri foarte, foarte grele pe care le-a traversat. Tâlcul a ceea ce făcurăm noi astăzi a fost ăsta, odată că subiectiv ne-am întâlnit, mi-e drag de el, sigur că vreau să vorbesc și trebuia să îndrept alea, frecțiile alea, niște erori minime, nu mai știu. Eu mi-aminteam că l-am filmat pe la o singură dată, tu zici, nu, bă, a fost de 2 ori, adică niște chestii de 2 lei, nimic important, un tâlc. Și al doilea tâlc, uitați-vă în urmă, uite, mai sunt încă oameni tineri care pot să povestească ce au pătimit familiile lor, ce s-a întâmplat. Să-l invite odată tefeliști ăștia, că sigur nu poți să-i acuz că sunt tâmpiți, că ai fi nedrept să-i acuz că sunt tâmpiți, nu știu, pur și simplu. Invitați-l odată pe Octavian Brânzei la SNSPA, la facultatea aia de LGBTQXYZ, să povestească cum l-au descoperit oamenii pe Dumnezeu în pușcărie și cum au fost oameni cinstiți, oameni corecți, oameni cu setul de valori întreg, cum au fost batjocoriți în ultimul hal, iar părinții lui Octavian Brânzei au făcut parte dintr-o minoritate fericită, cei care au scăpat cu viață. Mirel, ultimul lucru pe care vreau să îți mai spun. Te rog. Pentru că nu e totul în alb și negru, sunt și zone de gri. Tata mi-a și spus, fără să-mi dea exemple concrete,
nu s-a jenat să dea exemple concrete, dar mi-a spus că au existat și oameni care în închisoare s-au comportat absolut exemplar. Da. Iar afară au eșuat lamentabil. Și afară au eșuat lamentabil, da. Da. Nu în sensul politic, adică că au devenit turnători sau altceva, ci în... N-au mai fost la fel. Cu căcănării de zic. Da, divorțuri, chestii de-astea. Știi? Da, da, știu. Da, deci că, știu, știu. Pentru că oamenii sunt oameni oriunde ar fi ei. Da, însă... Închisorile alea... Da. Da. Acolo a fost vorba despre necurat. Nimic altceva. Octav, îți mulțumesc din suflet. Cu drag. Să ne vedem sănătoși. Doamne ajută. Să-ți ajute Dumnezeu să fiți bine. Și o îmbrățișez pe veverița micuța Nicoleta. Cu drag. Bine. Numai bine.